fi asta verificarea legalității, după cum spuneam, nu atrage un subtilon de motivare din decizia Curții Constituționale pentru a învedera faptul că se pot propune probe în vederea dobândirii legalității. Conferința s-a desfășurat la Ateneul Nicolae Bălănescu, iar interpelările au fost complexe, în condițiile în care s-a dorit ca lucrările să fie interactive. Cei prezenți și-au propus să atingă probleme punctuale ce au rezultat din aplicarea în practică a noilor coduri. Este un eveniment și, fără nicio falsă modestie, este al patrulea an în care Baroul Giurgiu reușește să atragă nume cu greutate ale vieții juridice din România și sperăm că și în viitor să reușim să menținem același standard, ștacheta să fie cât mai sus din punctul de vedere al formării profesionale a avocaților giurgiuveni. Codurile avute în vedere în cadrul conferinței au fost codul civil și de procedură civilă, precum și codul penal și procedură penală.